Bună ziua și bine ați venit din nou în traficul din București! Acesta este al treilea clip din seria noastră despre mobilitate. Discutăm despre partea dureroasă, partea cu banii. Cât te costă să ții un scooter din ăsta, cât te costă să-l întreții, cât te costă să faci toate aceste lucruri și mai exact cât de mult timp și bani salvezi. Pentru că asta contează foarte, foarte mult. Prima chestie pe care o salvezi este timpul. Eu am făcut așa un calcul. În funcție de distanță pe care o parcurgi, cu cât parcurgi distanțe mai mari, cu atât salvezi mai mult timp. Din nou, vorbim de un trafic ca Bucureștiul la ora 5-6 după amiaza sau super, super dimineața pe la 8-9 când traficul este întoi. Am parcurs și distanțe mai mari și distanțe mai mici și am făcut o medie că, în general, salvezi circa 10-15 minute în medie la călătoriile pe care eu le fac. Asta înseamnă că uneori merg puțin să zici, oh, bună ziua! Asta înseamnă că uneori merg puțin, merg circa 5-6 km și atunci salvez doar, să zic, 5-7 minute. Alteori merg mai mulți kilometri prin București, depinde și de zonă, și atunci salvez până la jumătate de oră. Carburantul, care uneori se scumpește, alteori se ieftinește, dar în niciun caz scuterul acesta nu te va ruga să-i pui mai mult de 2,6 litri la 100 de kilometri. Rezervorul are în jur de 8 litri. Hai să vorbim despre întreținere și mentenanță. Dacă mergi la Honda, să zicem, o mentenanță, un serviciu de mentenanță pentru un astfel de scooter este circa 200 de lei, 300 de lei, depinde acum, poate unde mergi, dar cam aici sunt banii pe care trebuie să-i plătești. O altă cheltuială pe care trebuie să o ai este aceea a asigurării. Să zicem că asigurarea te va costa pe an circa 300-350 de lei. Mai e o cheltuială importantă pe care vei vrea poate să o faci, mai ales când îți iei noul tău scooter. Sunt sigur că domnul cu GS-ul a făcut-o, casco. Există o variantă de casco pentru motociclete. Cascoul se numește casco anotimpuri, ceva de genul acesta. Te costă în jur de 300 de euro pe an și de pe 15 martie până pe 15 noiembrie acest casco îți asigură orice daună pe care tu ai putea o avea mergând cu scuterul. În afara acestor perioade, cascoul îți asigură toate daunele care ar putea apărea într-un garaj. Am vorbit de carburant, am vorbit de asigurare, am vorbit de casco. Acum, hai să vedem așa cât te costă să accesorizezi jucăria aceasta, pentru că ce avem noi aici are City Pack. City Pack-ul acesta are top case, are parbrizul mai înalt, are evident patina necesară top case-ului pentru a se monta și are manșoane încălzite. Acest City Pack este 1200 de euro și singurul motiv pentru care este atât de scump este că top case-ul se poate deschide cu un singur buton, nu ai un loc unde să bagi cheia, ca să zic așa, pentru că top case-ul are un fel de închidere centralizată și tot ce trebuie să faci să ai cheia de la scooter în buzunar, pentru că este keyless. Eu am cheia în buzunar și cu această cheie în buzunar pot să și pornesc scooterul, pot să și opresc scooterul, pot să și deschid top case-ul doar apăsând un buton care se află acolo. Deci costă mai mult pentru că este o soluție foarte bine integrată treaba asta cu top case-ul. Sunt sigur că poți găsi și variante aftermarket mai ieftine și tocmai a început să plouă super. Mărecă nasul! Gata, m-am scărpinat. Aici, dacă toți suntem pe loc, hai să vă fac rapid o prezentare a PCX-ului. Parbrizul mai înalt, vopseaua aceasta este foarte frumoasă și în soare are o perlă așa, se aprinde un pic mov, nu știu cum să zic, foarte, foarte frumos, foarte frumos. Da, nu pot zic că sunt foarte mare fan al cromului de aici, într-adevăr. Ăsta e top case-ul de la Honda, care e deștept. Nu știu dacă o să vedeți, dar aici de desubt e un buton, da? Eu am cheia de la scooter în buzunar. Hop! Atât trebuie să faci și când îl închizi și pleci de lângă scooter și veți vedea cum s-a încuiat, da? Iată spațiul de stocare aici, spațiul de stocare aici, pe care sincer nu le-am folosit. Ia să vedem cum se... Un spațiu aici, ok, măricel, cu USB-C. Wow, eu am avut USB-C tot timpul ăsta și n-am știut. Ok, acolo este o priză USB-C și aici să vedem. Ce e asta?
Anul ăsta, cred că tablou de siguranță ce-o fi, vă că nu, nu trebuie să umblăm aici, doar o gaură de care trage, dar nu pare ca și cum ar trebui să umble acolo. Ia uitați-vă, cât de bine arată din spate. Acum hai să vorbim și de preț de achiziție. După cum știți, acum programul Rabla este valabil atât pentru mașini cât și pentru motociclete. Și programul Rabla se aplică și acestui scooter PCX125. PCX-ul poate fi cumpărat pentru 4.000 de euro sau poate fi cumpărat cu programul Rabla pentru, țineți-vă bine, 2.000 de euro. 2.000 de euro ca să te pui în mișcare, 2.000 de euro ca să nu mai stai la cozi, 2.000 de euro ca să nu mai dormi în trafic, 2.000 de euro ca să ajungi mai repede la familie, la copii, 2.000 de euro ca să ai ceva ce îți oferă siguranță, din nou are și controlul tracțiunii. Spuneți-mi voi ce ați putea, cum v-ați putea pune mai eficient în mișcare cu 2.000 de euro și să nu spuneți că vă luați cine știe ce BMW prăpădit sau mă știu eu ce. Nu, așa, să conduci eficient. Unde mai pui că la banii ăștia ai o chestie nou-nouță. E nou-nouț, abia am plinit 300 de kilometri acest scooter. Și știu că dacă ești utilizator de 4 roți, e un lucru care te ține. Nu faptul că n-ai avea bani, nu faptul că n-ai vrea mai mult timp, ci faptul că crezi tu că nu vei fi în siguranță. Și aici pot să vă spun așa. Vă spun sincer, traficul din București, deși pare că nu, a evoluat din punct de vedere al motociclismului. Fenomenul motociclismului ia amploare de la an la an, din ce în ce mai mult școlile moto sunt mai pline și mai pline și mai pline. Din ce în ce mai mulți livratori, iată, merg pe scooter, sunt mai mulți bicicliști, sunt mai mulți participanți la trafic care nu merg pe patru roți, din ce în ce mai mulți în ultima vreme. Și vă garantez că cei din trafic au început să înțeleagă acest lucru. Vă spun că de multe ori, când nu filmez și merg singur, lumea se dă la o parte ca eu să trec printre mașini sau alte astfel de lucruri. Pentru că oamenii au început să se învețe, sunt mai puțini care fac greșeli din acelea super mega dubioase sau efectiv se bagă în fața ta sau nu mai e atât de grav cum era cândva. Evident, nu este, cu siguranță nu este super mega sigur să mergi pe două roți, dar sincer, eu cred că merită efortul. Merită efortul și merită riscul să mergi pe două roți, să salvezi atât de mult timp, până și eu pot să intuiesc traficul. Și asta e foarte, foarte important. Dacă tu ești utilizator de patru roți și deja știi să intuiești traficul, atunci nu cred că vei avea mari probleme să te portezi la două roți, ca să zic așa. Rum, 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 rum. O evacuare mi-ar trebui la ăsta, mama, o evacuare, să dure un pic așa. Glumesc, nu. Mergem? E verde? E verde. Nu? Ok. Bine, merg eu. Pa! Ați văzut? S-a dat frumos domnul la o parte, nici măcar n-am insistat, n-am turat motorul lângă el. Ce motor să turezi când ai 125? Din ce în ce mai mult ne apropiem de momentul inevitabil în care Uniunea Europeană ne va spune, face gropi, în care Uniunea Europeană ne va spune, hei tu, România, e cazul să dați A1 și pentru posesorii de B. Treaba asta nu se va întâmpla de la sine, tot va trebui să faci niște cursuri, va trebui să mergi un pic în poligon, va fi reglementată cum trebuie chestia asta, dar atunci când va fi reglementată, tu cu permisul tău de B, făcând 2-3 cursuri în plus, vei putea să ai și A1, nu va trebui să dai examen. Cred cu tărie că nu mai e mult, eu zic că vreo 3-4 ani cam așa, o să fim acolo în momentul în care vom avea, vom putea să conducem motociclete sau scutere de 125 cu permisul de categoria B. Îmi place foarte mult și să fiu extrem de eficient în trafic și să nu stau după autobuze sau mai știu ce. Ca asta a fost tot. Rămâneți pe eBlog Auto și încă o dată mulțumiri celor de la Honda pentru că mi-au permis să vă comunic toate aceste lucruri cu ajutorul PCX-ului. Jucăria asta super mega tare pe care nu mai vreau să dau înapoi, care mă distrează super mult. Ok, gata, am avut un puseu de energie prea mare. Voiam să intru la mall. A, trebuie să mă întorc. Nicio problemă. Asta e partea tare la scooterul ăsta, că atunci când greșesc drumul, nu mă deranjează, pentru că știu că, unul, nu o să întârzii mult, oriunde ar trebui să merg, pentru că oricum ajung repede, și doi, și dacă am greșit drumul, hei, partea bună e că pot să merg un pic mai mult cu scooterul meu.